se anunță sfârșitul războiului. Ultimatum pentru Vladimir Putin. Este informația momentului. Ultimatum pentru Vladimir Putin. Președintele chinez Jinping i-a cerut o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin în care să detalieze cum și când va pune capăt războiului cu Ucraina președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi fost întrebat de către omologul său chinez care sunt datele exacte la care intenționează să pună capăt conflictului sângeros. Președintele chinez Jinping a amenințat că va întrerupe comunicarea cu Rusia dacă nu primește un răspuns. Canalul Telegram General Severe, care ar avea presupuse legături cu Kremlinul și cu gărzile de corp ale lui Putin a transmis că Dmitri Medvedev a fost trimis la Beijing ca un poștaș pentru a-i transmite lui Jinping răspunsul liderului său, scrie Daily Mail. Canalul neverificat ar fi fost creat de un locotenent general în exil de la Kremlin, cunoscut sub pseudonimul Victor Mihailovici, și a făcut o serie de afirmații anti-Putin de-a lungul războiului. Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a fost rareori mobilizat de Putin în ultimii ani, iar în ultima vreme a fost descris ca un clovn de curte, la Kremlin, pentru postările sale extreme antioccidentale pe rețelele de socializare.